Bună seara, dragi mei prieteni! Mă bucur din nou că am posibilitatea să vă întâlnesc aici, în prezența lui Dumnezeu și în prezența Cuvântului Său. În această seară am o meditație, zic eu destul de modestă, dar care merge bine pentru circumstanțele sau pregătirea pe care poporul Dumnezeu trebuie să o facă pentru revenirea Domnului Hristos. În realitate, ultima generație care se pregătește a trece râul nu? Râul acesta Iordanului pentru a merge în Cananul Ceresc este o generație a marii familii adventiste care are nevoie de un cuget curat, are nevoie de o supunere absolută față de voința lui Dumnezeu și o gândire cât se poate de pozitivă care este rezultatul sau izvorăște dintr-o credință sinceră ca de copil în promisiunile lui Dumnezeu. În această seară, aș dori să vă invit să deschidem Cuvântul Sfânt în Cartea lui Iosua, capitolul 14. Titlul subiectului nostru este Dămnii Muntele acesta. Caleb este unul dintre cele mai remarcabile nume care au fost înregistrate pe pagine scripturii în istoria sacră a Vechiului Testament, ca fiind persoana prieten care nu s-a temut de provocările care au fost permise și îngăduite de Dumnezeu. El, Caleb, a acceptat direct și fără echivoc voința lui Dumnezeu și pentru aceasta a putut trece testul credinței cu mare încredere în promisiunea lui Dumnezeu. Gândirea pozitivă și excelența curajului dovedit în fața circumstanțelor neplăcute l-a făcut pe Caleb un exemplu care, prieteni, ar trebui să atragă atenția tuturor generațiilor care aveau să vină după el și de ce nu generația noastră care sper să fie ultima, o generație care să-l aștepte pe Domnul Hristos. Vreau să citesc câteva declarații care sunt extrem de importante din acest capitol 14 și după aia aș dori să facem analiza textului în această scurtă meditație pe care o vom avea în această seară. Dă-mi muntele acesta, Adică, dă-mi provocările, dă-mi tot ce știi că mă face mai bun. Dă-mi necaz, dă durere, suferință, dă tot ce știi că participă la clădirea unui caracter pentru ceruri. Mi-aduc aminte de Ezechia, săracul, când a fost invitată de Dumnezeu să-l ia de pe pământ, să o odihnească mormânt. Uh, uite, mai dau. Uh, timp să spui casa rânduială și după aia te chem la o dignă. Împăratul n-a putut să spună ca și Calem, dă-mi muntele acesta, dăm suferința aceasta. Mi-aduc aminte de o autoare inspirată de carte, cea care a scris Marea Luptă, Hristos în lumii, Patria și Profes, Profes și Regi, Istoria Faptului Apostol, Hristos în lumii, Viața Domnului Hristos, care către Hristos și așa mai departe. Această autoare a cerului Dumnezeu ca să o ajute puțină suferință și boală când e în pericolul de a se mândri. La finalul vieții, această autoare de carte spune că mai toată viața a fost bonlavă, ceea ce înseamnă că ea a acceptat să zică ca și Caleb, dăm muntele acesta, accept provocările, Doamne, numai ca să pot să slujesc Ție. Împăratul a început să plângă, să văicărească. Dar eu am făcut bine înaintea ta. Și ne-a acceptat muntele acesta. A acceptat câmpia. Între Avram și Lot există o diferență de estetică și nu numai. Lot a acceptat câmpia. Avram a acceptat muntele. Care a fost rezultatul? Îl știm cu toții mai bine. Ne aducem aminte de tânărul bogat. Domnul Hristos i-a pus în față muntele. Vinde tot ce ai și vină după mine. Tânărul n-a vrut să accepte muntele a plecat trist. Ar fi vrut să fie cu Iisus pe munte, dar ar fi vrut să fie și cu Sodoma și Gomora în vale. Așa că în această seară mă gândesc această declarație pe care o face Caleb în fața lui Iosua, colegul său de preaslă, colegul său de suferință, colegul său de experiență, spune, aduți aminte, aduți aminte că Dumnezeu prin se mi-a promis, tu vei moșteni această țară. Și finalmente ce s-a întâmplat? Acum îți cer, dă-mi muntele acesta. Vreau să citim câteva instanțe ca să putem să ne dăm seama de calibrul acestui caracter, care ar trebui să fie caracterul ultimei generații de oameni pe pământul acesta. Eram în vârstă de 45 de ani când m-a trimis Moise, robul Domnului, din Cadeș Barnea, ca să iscodesc țara. Și am adus știri așa cum îmi spunea inima mea curată. Frații mei care se suiseră împreună cu mine au tăiat inima poporului, dar eu am urmat întru totul calea Domnului Dumnezeului meu. Iată, dragii mei prieteni, în ce consta tăria de caracter acestui mare viteaz, a acestui extraordinare minți puternice, care era mintea lui Caleb. Omul acesta, a avut curajul să dea un mesaj, așa cum îi spunea inima lui, un mesaj de încredere, un mesaj de tărie: vom lua țara, vom câștiga, Dumnezeu ne-a promis, în timp ce ceilalți au tăiat inima poporului. Prieteni, de multe ori, prin cuvinte, vorbe și fapte, putem să aducem curaj sau putem să aducem demoralizare, putem să aducem demontare și destabilizarea minții umane prin tot ceea ce spunem și facem. Putem să fim parte din soluție sau putem să fim parte din problemă? Caleb a ales să fie parte din soluție. Problema era uriașă. Problema era că acești fii al lui Anac erau puternici și în fața lor israeliții apăreau ca niște lăcuste. În de acord cu declarația celor care au tăiat inima poporului. Dar Caleb și Osu au spus: Să-i vom mânca. Dumnezeu care ne-a promis biruința, El este cel care luptă pentru noi și El ne va da biruința și țara așa cum a promis. Cum Dumnezeul vostru din ceruri să aibă de-a face cu uriașii și El să rezolve problema uriașilor pe care voi nu o rezolvați? Credința într-un astfel de Dumnezeu este soluția. Problema? dispare de la sine dacă noi ne încredem în Dumnezeu. Și iată așa, prieteni, o gândire extrem de abilă, o gândire extrem de puternică, o gândire extrem de așezată și ancorată în credință, a făcut pe Caleb să fie un om care a rămas în analele istoriei Vechiului Testament, unul care a vorbit așa cum îi spunea inima lui curată. E, finalmente, ca să putem să facem și noi partea, parte din generația calebilor care așteaptă pe Domnul Hristos și care așteaptă să ia țara promisă și să treacă Iordanul acesta ceresc, avem nevoie de o inimă curată, în care domnește credința simplă de copil în ce a promis Dumnezeu. Și în ziua aceea, Moise a jurat ce a zis: Țara în care a călcat piciorul tău va fi moștenirea ta pe vecie, pentru tine și pentru copiii tăi, pentru că ai urmat întru totul voia Dumnezeului meu. Acum, iată că Domn Domnul m-a ținut în viață, cum a spus. Sunt 45 de ani de când vorbea Domnul astfel lui Moise, când umbla Israel prin pustie. Și acum, iată că astăzi. Sunt în vârstă de 85 de ani și astăzi sunt tot așa de tare ca în ziua în care m-a trimis Moise. Am tot atât de multă putere cât, avea, cât aveam atunci, fie pentru luptă, fie pentru ca să merg în fruntea voastră. Dă-mi dar muntele acesta! despre care a vorbit Domnul pe vremea aceea? Căci am auzit atunci că acolo sunt arachimi și că sunt cetăți mari și întărite. Domnul va fi poate cu mine și voi izgoni, cum a spus Domnul. Dragii mei prieteni, imaginați-vă Iosua la 85 de ani, tot atât de puternic, tot atât de abil, tot atât de în formă, avea un fitness care era comparabil cu vârsta de 45 de ani. El însuși spune, domnule, la 85 de ani mă simt exact cum mă simțeam la 45 de ani. Sunt gata de luptă, sunt gata pentru provocări, dă-mi muntele acesta. Noi, la 85 de ani, cu toată cosmetica, cu toată intenția noastră bună de a merge la sală și a ridica greutăți, aș fi ezitant ca la 85 de ani să fac aceeași declarație pe care a făcut-o Caleb. Dă muntele acesta. Dar de ce să ți-l dau muntele ăsta și nu vrei câmpia, Caleb? Nu, nu. Vreau provocările lui Dumnezeu. Pentru că atunci când Dumnezeu ne dă provocări, el ne dă și o mărime crescândă a credinței noastre în el. În realitate, atunci când acceptăm provocările lui Dumnezeu, când acceptăm muntele acesta al credinței, când acceptăm muntele acesta al provocărilor, unde sunt anachimi, oameni uriași, unde sunt cetăți întărite care în aparență sunt imposibil de cucerit, când noi sau în noi să sălășluiește această gândire a lui Caleb, dă-mi muntele acesta și poate Dumnezeu mă va ajuta să le biruiesc, așa cum ne-a propins prin Moise. Dragii mei prieteni, acesta este luxul unei credințe adventiste, este luxul unei credințe care într-adevăr detrimental tuturor circunstanțelor vizibile și invizibile ajută pe om să -l, și îl face pe om să creadă în absoluta excelență a promisiunilor lui Dumnezeu. Iată un caleb care în această seară ne comunică soluția, care în această seară ne confirmă încă o dată intervenția lui Dumnezeu în viața noastră dacă noi avem credință. Toamna aceasta va fi o toamnă de cutremur pentru mai toată lumea? Oamenii care vorbesc cu trufie și îngânfare la televizor, care disprețuiesc orice normă a moralei și conduitei divine, Oameni care astăzi se laudă și se lăfăie în acea încredere de sine care îi va duce la pierzare. Oameni care zâmbesc în față și spun, sunteți niște naivi dacă mai credeți în secolul 21 în Dumnezeul care v-a promis că vine. Sunt foarte mulți creștini care cred în Dumnezeu, dar nu cred în inima Evangheliei care este promisiunea împărtășită de Domnul Hristos cu noi, care ne spune, în casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-a fi fost așa, v-aș fi spus: Iată că mă duc să vă pregătesc un loc, și după ce vi voi pregăti, mă voi întoarce ca să vă duc acolo cu mine. Ca acolo unde sunt eu să fiți și voi împreună cu mine. Dragii mei, prieteni, numai oamenii care gândesc pozitiv, exercită credință, stăruiesc în această uh, obediență față de voința lui Dumnezeu, numai aceia vor păși peste apă. Numai aceia vor ajunge în Cananul Ceresc. Pentru că această gândire reflectă o supunere absolută față de voința lui Dumnezeu și o credere de copil în promisiunile lui. A zis tata așa să știi că așa se va întâmpla. Am 85 de ani, spunea Caleb, și sunt la fel de puternic ca și când eram de 45. Gata de luptă, gata de a urma porunca lui Dumnezeu la literă și la spirit. Dă-mi muntele acesta. Prieteni, apelul meu de suflet în această seară este ca să îi cerem și noi Domnului Hristos să ne dea muntele acesta, să ne dea muntele provocărilor, să acceptăm tot ce vine de la el ca bun. Trec prin situații critice în timpul prezent. Există necasuri și suferințe suficiente pentru mine ca să-i mulțumesc lui Dumnezeu că a pus înaintea robului său un munte. Avem durere, avem necaz, avem suferințe, dar în același timp am găsit fascinant acest capitol de istorie din Iosua 14 și m-am gândit, mă, se aplică mie, se potrivește vieții mele personale, mă încurajează acest text care Dumnezeu l-a împărtășit cu mine providențial în această dimineață, undeva pe la patru, după o noapte aproape de rugăciuni. Și am zis, de ce să nu împărtășesc aceste gânduri frumoase cu frații mei, cu prietenii mei, să fim și să scoatem în evidență, în urma unei rugăciuni, fără ceas, credința necondiționată în promisiunea lui Dumnezeu. Zice, am dat un raport poporului despre țară, așa cum îmi spunea inima mea curată. Dragii mei prieteni, oare putem noi în această seară să spunem Oamenilor din jurul nostru, poporului care așteaptă pe Domnul Hristos, ca și Caleb, vom da un mesaj, un mesaj al credinței, un mesaj al soluției, un mesaj al provocării, un mesaj în care Dumnezeu este biruitor și slava, lauda, onoarea și cinstea vor fi, evident, cu sinceritate, cu onestitate, pasate, transferate lui Dumnezeu. Prieteni, în această seară, să ne ajute Dumnezeu să avem mintea lui Caleb, să avem gândirea lui, să avem credința lui, să avem inima lui curată și să-i cerem lui Dumnezeu în această seară, dă-mi muntele acestea. Am auzit, da, am auzit că sunt uriași, umblă mișună uriași pe muntele acesta, dar dăm mi Am auzit că au cetăți întărite, dar dă-mi acest munte. Dă-mi muntele acesta să-L lăsăm pe Dumnezeu să ne dea o ploaie de binecuvântări deghizate în suferințe, necazuri și încercări. Astea ne țin aproape de El, ne păstrează umili lângă El și ne fac să ne simțim dependenți, să ne simțim fragili și tari doar în El. Ne ajută să ne cunoaștem și să ne recunoaștem limitele și dimensiunile creenței noastre care pot crește dacă acceptăm provocările lui Dumnezeu. Pentru că în ele El ne face mai puternici, ne dă credință mai mare și ne ajută să zâmbim atunci când vom trece Iordanul dincolo, în patria cerească, unde iarba e verde, o calci și nu se ofilește niciodată. Dincolo, în țara aceea frumoasă, rupe o floare. Și nu se va oferi niciodată. O țară în care poți să dormi în inima pădurilor. Și acele păduri nu vor fi întunecate niciodată. Să ne ajute bunul Tată ceresc ca în această seară să spunem și noi cu caleb împreună: Doamne, dacă ai un munte de necazuri și de suferințe care mă pot duce în împărăția ta și care mă ajută să stau alături de tine fără să am derapaje spirituale și fără să ajung departe să nu te mai recunosc în viața mea atunci dă-mi muntele acesta. Fie că bunul nostru Tată din ceruri să ne dea harul său, să ne dea iubirea sa și să ne pregătească pentru viața veșnică, prieteni. Să zicem cu el, Doamne, dă muntele acesta, că e spre binele meu, spre mântuirea mea, să lași tu această ploaie de meteoriți, să lași această ploaie de suferințe, de necazuri și să mișune uriașii pe muntele Horeb, dar eu tot nu voi schimba cererea mea să schimb câmpia pentru munte. Sigur că nu vorbim de munte și câmpie în mod literar, ci vorbim de viața viața simplă, viața ușoară, viața de zi cu zi pe care o avem în genere vis-a-vis -vis de viața plină de necazuri și de creutăți. Dumnezeu să ne binecuvânteze, dragii mei prieteni, cu harul său, acum și în veci. Amin. Să ne rugăm! iubită Tată din ceruri, cu toată teama și considerația față de ce cerem, venim înaintea ta, Părinte Bun, să cerem să ne dai muntele acesta, să ne dai suferință, necazuri și greutăți care sunt binecuvântări deghizate și să ne ajut să le luăm ca de la tine, ca să ne poți mări credința și să ne poți păstra o inimă curată, ca să dăm un mesaj de încurajare poporului, un mesaj care să îi ajută pe frați, pe oameni să privească la tine, să privească la zâmbetul tău de aprobare. O, iubite Tată, în numele acestui celebru fiu al tău, Domnul Isus Hristos, îți mulțumim că ai schimbat istoria uman umanității prin faptul că ei permis să vină să vorbească cu noi, să mănânce cu noi, să sufere cu noi, să meargă cu noi la mormântări, să plângă cu noi. Să doarmă alături de noi în casa noastră și, finalmente, să moară ca și noi și să învie. Doamne, dacă toate acestea ne-au fost date, ajută-ne să înviem și noi, ca El, într-o bună zi, când Tu vei hotărâi. Îți mulțumim în numele lui Isus pentru acest exemplu extraordinar pe care ne-ai dat din Sfânta Scriptură despre Caleb, un om cu o minte puternică un om cu o voință și o integritate deosebită, care cu o inimă curată a încercat să întărească inima poporului, în timp ce frații lui tăiau, descurajau, distrugeau, demoralizau, debusolau poporul său. Îți mulțumim, Tată, în numele lui Isus. Ajută-ne să fim și noi un caleb al ultimei generații. Amin.